Reprezentanții Ministerului Sănătății vor explica în perioada 16-25 ianuarie profesioniștilor din sistemul sanitar și opiniei publice în 6 videoconferințe noile reglementări ale pachetelor de servicii medicale care ar trebui adoptate în primul trimestru din 2014. La prima ședință video, dar fără presă, Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu și Secretarul de Stat în Sănătate Adrian Pană au prezentat tuturor managerilor de spitale din țară o primă analiză în ceea ce privește internările, externările, precum și bolile pentru care medicii efectuează o internare. Totodată, Nicolaescu a apelat la ajutorul medicilor pentru întocmirea unui plan în urma căruia spitalele din țară să devină viabile. Domnilor și domnilor manageri de spital, pentru dumneavoastră mă adresez. Pentru că dumneavoastră sunteți cei care v-ați asumat responsabilități prin contracte ca să faceți unitățile pe care le conduceți viabile. Să le faceți să trăiască prin ceea ce ele fac cu adevărat, servicii medicale necesare, ca să nu avem niciun fel de dubiu, să nu avem niciun fel de interpretare greșită. Cu alte cuvinte, dumneavoastră vă revin obligațiile legale, nu aveți alte obligații, decât de cele legale, prin care trebuie să faceți reconfigurarea spitalelor. Trebuie să redimensionați spitalele la nivelul obiectivelor pe care politica publică sanitară le-a stabilit. Tot în cadrul videoconferinței, secretarul de stat în sănătate, Adrian Pană, a prezentat o situație îngrijorătoare în ceea ce privește numărul de reinternări, din care reiese că a crescut îngrijorător de mult procentul la această categorie, iar 15% din pacienți care s-au internat pentru o boală în unitățile spitalicești în numai 30 de zile se reîntorc în spital. Din păcate, Giurgiu se află pe prima poziție în clasamentul tratării unei afecțiuni în altă localitate. Alături de Călăraș și Ialomița, Giurgiu este orașul din care cei mai mulți pacienți merg să se trateze la București. 55% din episoadele de boală care sunt într-un an în țara asta internate în spitalizare continuă se rezolvă la nivelul județului în medie. 20% din toate bolile care se internează în spital se rezolvă în București, de la persoanele din București și din toată țara. Nu vreau să iau Ilfovul pentru că e un județ care e asimilat cumva zonei metropolitane a Bucureștiului și drenează propriu-zis toate cazurile aproape la București și nici nu are o infrastructură de spital, să spunem, care să-i permită să funcționeze autonom. În schimb, Giurgiu, Călăraș și Ialomița au rate de 40% de persoane cu domiciliu stabil în județele respective care sunt tratate în București per prima. Același lucru nu se repetă în celelalte centre universitare. Acolo ratele sunt sub 10% vis-a-vis de spitalele înconjurătoare. TV Giurgiu este singura televiziune din țară care a avut acces la videoconferința organizată de Ministerul Sănătății, așa că am avut posibilitatea să aflăm și lucrurile rele din sistemul medical ținute departe de ochii presei. Primele cazuri externate cu cea mai mare frecvență, am putea spune, prima din ele este boala pulmonară interstițială nespecificată. Cu această ocazie vreau să vă atrag atenția, nu mai codificați această boală. Boala aceasta este o boală extrem de rară, care se regăsește cu o frecvență extrem de mică la populația din România. E o pneumopatie interstițială vasculară care apare foarte rar. Ea e confundată pe bună dreptate aici, cu orice viroză interstițială, cu orice afecțiune interstițială a plămânului, dar pentru că este valorificată mai bine în DRG, este aleasă și a ajuns primul caz de internare din țara asta. Al treilea caz ca frecvență la nivel național se referă la hipertensiunea esențială primară. Un caz care, din punctul nostru de vedere de aici, și cred că și al dumneavoastră, ar trebui tratat oriunde, dar nu în spitalizare continuă. Medic de familie, ambulatoriu de specialitate. Nu spitalizare de zi, nu spitalizare continuă. O hipertensiune esențială primară este un pacient care poate să muncească,
își urmărește tratamentul corect, își ține un regim de viață corect, dacă are o complicație sau o acutizare, înțeleg să fie codificată corect și să ajungă în spital. Pentru o afecțiune care e stabilă și pentru care ia o pastilă pe zi, nu are de ce să fie internat. Amigdalita acută, a cincea cauză de internare. Nu e urmată de procedură de amigdalectomie neapărat. Deci e o amigdalită acută, care e o angină, care poate fi tratată la copil, știți foarte bine, cu un sirop antibiotic, dacă e cazul, la medicul de familie, și cu asta am închis episodul. Deși la finalul videoconferinței majoritatea directorilor spitalelor din România au prezentat diferite probleme cu care se confruntă în unitățile pe care le conduc, directorul Spitalului Județean Giurgiu, Mihai Petre, a fost de-a dreptul silențios, semn că în spitalul nostru nu sunt probleme.